Cartea sonoră. Cornel Udrea, Fata moșului și fata babei. Observații metodologico-structuraliste asupra volumului Moșule, moșule, de Eustațiu Arcibald Fleașcă. E, Arcibald Fleașcă vine în întâmpinarea cititorului, a criticii de specialitate, cu acest eseu pertinent, pe alocuri impertinent, în care tratează fata moșului și fata babei moșului. Eustațiu Fleașcă se angajează pe un teren lunecos pe care critici reputați și-au frânt gâtul literar. Spre lauda sa, el nu își rupe nimic. Dimpotrivă, ne dovedește că are aplicații serioase către eseul de sinteză după ce a încântat iubitorii de poezie cu volumul de pasteluri Am participat la o ședință cu părinții la orfelinat. Problema capitală a acestui studiu se axează pe conflictul patrulaterului moș-fată-babă-fată, o dramatică înfruntare de destine în care binele învinge răul, răul zăcând în fața babei sub formă de răutate. Aceeași problemă a fost tratată și de Euridice Poale Lungi, în teza de doctorat Adrenalina în folclor și simptomele epice la babe, dar autoarea rezumă starea conflictuală la cele câteva nesemnificative bătăi între moș și babă, la care participă cu obiecte și fata bună și fata rea. Acest război casnic, această gherilă de ogradă, nu reprezintă însă adevăratul mobil al dramei tragice cu final luminos, care este fata moșului și fata etc. etc. Să reconstituim cadrul. Gospodărie tipic țărănească, mai precis o bătătură. Spațiu locativ, una cameră, bucătărie de vară, iarna negătind datorită hibernării. Una instalație sanitară într-un frumos peisaj de livadă cu pomi fructiferi netratați științific. De ce se naște totuși conflagrația familială? Purtată după toate regulile blitzkriegului, respectiv cel care se trezea dimineața mai repede îl pocnea pe cel care dormea și invers, stresarea permanentă are la bază câteva amănunte pe care nu trebuie să le scăpăm. Atât moșul, cât și baba, se afla la a doua căsătorie. După cercetări de anvergură, Otto Nichthinaus Lennen și Luigi Epericoloso Sporgersi refac arborele genealogic al celor două căsnicii. Cu ocazia unei gripe, moșul contractează o logodnă cu termen redus în persoana infirmierei care i-a stat la început la căpătâi. Dintr-o iubire curată se naște fata bună. Dar e rândul moșului să stea la căpătâiul infirmierei care, în curând, se prezintă la debarcaderul lui Caron pentru a trece dincolo. Trecerea se desfășoară în bune condiții, ca dovadă, moșul rămâne văduv, adică burlac reciclat, singura sa mângâiere fiind fata care creștea din temirce. Ce făcea în acest timp baba? Cei doi cercetători au ajuns în unanimitate la concluzia că baba era o femeie ușoară. Toată viața ei n-a cântărit mai mult de 40 de kilograme cu pat cu tot, care a distrus inimile multor moșnegi, fiind o contrabandistă de sentimente curate. Din aceste legături s-a născut o fată comună ca aspect, dar deosebit de rea, cu înclinații spre lene, minciună, cosmetică, bârfe, toate încurajate de babă. Cei doi ajung să locuiască sub același acoperiș dintr-o ironie a soartei, o glumă proastă a destinului. Mimând supunere, gingășie, atașament, baba ajunge la mâna moșului. Dar foarte curând se dezlănțuie ceea ce trebuia să se dezlănțuie. Întâi mici scandaluri, discuții, după care se trece la texte nesanepidice, pentru ca în final molestarea reciprocă să ia aspect cotidian, zilnic de 2-3 ori, duminica de 4 ori, pe când nu erau la muncile câmpului. Fiind posesoarea unor gene ereditare romantice, fata moșului își ia câmpii, apoi dealurile și munții. Ea pleacă unde vede cu ochii, având o vedere bună. Acest al doilea plan este un prim plan al unor munci herculeene pe care FB, codificăm fata bună, le rezolvă cu succes, primind sincere felicitări din partea Sfintei Vineri după masa.
Pe drum, întâlnește un cuptor de pâine care mergea în sens invers. Îl curăță. Găsește un pom? Îl curăță. Ajunge la o fântână? O spală. Ajunge, își spune ea. Și într-adevăr ajunge la casa Sfintei Vineri, care pasămite era din categoria sfintelor cu fond sufletesc bun. Aici face față într-un robinsonism total unor încercări. Sfânta avea foarte mulți copii, șerpi, balauri, zmei, zmeuțe, zmeuțici. Vezi și studiul Anuarul Lunar și inventarul însuflețit al Sfintei Vineri sub îngrijirea unui colectiv închegat. Drept mulțumire pentru tratamentul aplicat descendenților zoologici, fata va primi mulțumiri în fața colectivului de zmei și zmeuți și are dreptul să-și aleagă din podul babei ce vrea. Ea nu vrea nimic. Ea doar un fus, având vădite pasiuni textile, un fus fermecat cu mare randament care producea lână programată și confecții de-a gata. Întoarsă acasă, fata face o bucurie moșului spre disperarea celor două aflate pe cealaltă baricadă. Se naște un conflict între babă și fata ei. Se poate consulta selectiv și lucrarea Trei reprize cu baba, scrisă de Hannibal Caragiosu și Nenorocel de Norocel. Fata babei pleacă și ea unde vede cu ochii. Întâlnește cuptorul căruia îi râde nas, respectiv în ușiță, pomul cu poame pe care îl zeflemisește cu anumite cuvinte, fântâna căruia îi spune: ce ai pățit, fă? De ce este curăț? La casa Sfintei Vineri, aflată în penurie de fată în casă, se comportă execrabil, stârnind mânia progeniturilor de plin justificată. Își alege cea mai frumoasă ladă cu motive artizanale din podul casei, dar lada îi pune capac la comportament. Finalul dramei este optimist. Din ladă ies șerpi boa, pitoni, care o laocoonizează de gât. Moșul și fata trăiesc fericiți până la anumite bătrânețe. În aceasta constă meritul lui Eustațiu Archibald Fleașcă. A știut să pună punctul pe I, să sintetizeze atât fetele cât și adulții bătrâni, dar mai ales a scos în relief personalitatea puternică a Sfintei Vineri, care a știut să îmbine recompensa verbală cu cointeresarea materială, care frumos aplicată dă rezultate, după cum se vede.